Bună ziua, mă numesc Laura, sunt director unei firme din Timișoara și aș vrea să vă vorbesc puțin despre Swisen. Să vă rog să le ajutați atât cât puteți, pentru că știu că e o perioadă dificilă pentru toată lumea și că e greu și pentru cei care nu au probleme de genul acesta, dar vreau să vă rog să le ajutați pentru că este un băiat bun, un băiat pe care eu îl cunosc de mai mult timp, un băiat pe care l-au cunoscut și colegii mei. Și părinții dumneavoastră? Și părinții mei, da. Știu că părinții dumneavoastră s-au implicat foarte mult în viața lui Swisen. Ați putea să ne spuneți câteva cuvinte? Da. Pentru ei aproape ca și un copil, Swisen. Am mers de sărbători la ei, se aud tot timpul, își vorbesc la telefon, știu despre examenele lui, despre problemele prin care trece. Sunt foarte apropiați. Și mă bucur pentru că poate noi, cei care suntem copii adevărați și care suntem mai ocupați, poate nu avem atâta timp cât are el ca să le fie aproape. A devenit ca și un copil. Implicarea dumneavoastră și a familiei dumneavoastră a mers mai departe. Știu că mama dumneavoastră este cea care îi oferă lui Swisen mâncare zi de zi. Ați putea să ne spuneți câteva cuvinte? Da. După, părinții mei sunt divorțați. Dar deși sunt divorțați, se înțeleg foarte bine, se aud când tatăl meu vine. El nu sunt Timișoara, când vine Timișoara se întâlnesc, se vizitează. Și a fost adoptat de ambele familii, și de familia tatălui meu și de familia mamei mele. Mama la fel este foarte încântată, el vede aproape în fiecare zi pentru că merge să mănânce acolo și de fiecare dată îl laudă. Vorbește foarte, foarte frumos despre el. Acum, noi îl cunoaștem pe Swisen de 4 ani de zile, practic de la începutul anului 2, când noi ca asociație am preluat cazul lui, de atunci și până astăzi, sponsori, oameni ca și dumneavoastră, cu suflet mare, l-au ajutat pe Swisen și a putut să treacă peste toate situațiile dificile. Și au fost situații și dificile până când situația lui s-a stabilizat. Însă acum Swisen stă să intre în anul 5 de studii și din nou va avea nevoie de multe fonduri, de aproape 3200 de euro pentru taxa școlară. Acum, cum ne-a spus dumneavoastră, mama dumneavoastră îi asigură mâncarea în fiecare zi, totuși taxa aceasta este destul de mare și va fi nevoie din nou de sponsorizări. Ce mesaj ați avea pentru cei care au posibilitatea și ar dori să-l ajute pe Swisen, fiindcă este un caz umanitar până la urma urmei? Cred că sunt foarte puțini oameni care ajung să facă medicina din vocație. Și Swisen este unul dintre ei. Și de asta cred că merită să fie ajutat. Știu că el își dorește să rămână aici și știu că ar prinde bine că atunci când cineva are probleme de sănătate, se poate să ajungă pe mâna unui medic care a făcut din pasiune lucrul ăsta. Dacă până acum, iată, 4 ani de zile am reușit cu ajutorul sponsorizărilor, donațiilor, cu ajutorul oamenilor ca și dumneavoastră să-l ajutăm, cu siguranță că se vor găsi din nou oameni, sponsori, donatori care să-l ajute și în anul acesta ca să intre în anul 5 de studiu. Vreau să vă mulțumesc că până acum ați fost alături de Swisen, atât dumneavoastră, familiei dumneavoastră, ambelor familii de fapt, a tatălui și a mamei dumneavoastră. Știu că Swisen vă apreciază foarte mult, eu am vorbit personal cu el despre dumneavoastră foarte mult. Și știu că și oameni care vor vedea acest mesaj pe care dumneavoastră l-ați transmis în cuvinte simple, dar de impact emoțional, se vor simți în inimile oamenilor care au suflet mare ca și dumneavoastră și îl vor ajuta pe Swisen. Așa că, personal, împreună cu dumneavoastră, aș vrea să mulțumim în avans celor care îl vor ajuta și în anul acesta. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și sper că ceea ce faceți pentru el să vă fie răsplătit.